Tree Energy. Ia-ți porția de energie acum și cu aromele tale preferate. Mango. Lămâie cu mentă. Măr și kiwi. Îndrăznește și încarcă-te cu energie. Tree Energy. Super energizant. Super gust. Super food. Tree Energy. Energizează-te. Unii oameni aleargă în jurul blocului, alții aleargă la sală. Dar câți au făcut mișcare pe cele mai verde traseu din capitală? Tu poți fi unul. Pe 26 septembrie, de la ora 8, pe Esplanada Nord din Sun Plaza, dăm startul unui nou Cross Sun Challenge. Aleargă în Parcul Natural Văcărești. Ai extra priveliște pentru sport, dar și o super satisfacție. Ajut vidrele care locuiesc aici. Sunt și sus și jos. Destinație. Ce e cu mine? Dar cu toate, nu numai cu mine. Ce? Câte frună 50 de lei. Delici. Artizanat. Aici așezăm sucul de roșii, alături punem apa dulceața, iar când e gata și zacusca, umblăm toate rafturile. Astfel construim stăranța împreună cu fiecare plan îndeplinit. Vino la Dedeman. Bravo, n-am băut. Recol 5 polițe la doar 199 lei. Și știi că de orice ți-ar fi poftă găsești cămară. Dedeman, revine al planurilor tale. Poate în diabe n-avem voie. Vedem poza de copilul. Investește în educația lui și o da. Unul pentru toți. Toată România alege abonamentul nelimitat de la Digi cu toate avantajele incluse. Preț mic, net și multe nelimitate, apă căpire națională și super ofertă. 4 luni cu 50% reducere în timpul portezi. Pentru nelimitat, cu doar 25 euro pe lună și portează de rețeaua multă Digi. Toți pentru nelimitat, nelimitat pentru toți. Verea Bürger te relaxează la mare sau îți aduce premiul cel mare. O mașină Toyota Corolla Hybrid. Gazele cu 20%, iar benzina cu 14%, potrivit datelor anunțate astăzi de Institutul Național de Statistică. Românca n-aș fost proaspeza cu bani. Vedem această creștere a prețurilor speciale produse de alimentare. Am înțeles. Vă mulțumesc că n-aș fost proaspeza cu bani. Inflație, aveți și o veste bună. Investițiile note în economie au crescut față de anul trecut, când au avut investițiile cu 14%. Ce? Voi ați vrut strategia noastră de a investi în economie pentru a crește venit.
asociației va da rezultate în perioada imediată. BNR nu poate face mare lucru pentru a tempera inflația, a explicat la Digi24 analistul economic Dragoș Cabaț. Singurul lucru pe care l-ar putea face ar fi să intervină pe piață și să facă anumite cumpărări sau vânzări sau să atragă țelei de pe piață prin emisiuni de titlu de stat. Banca Națională evită să crească dobânzile în acest moment, deși inflația crește, pentru că ar pune mare presiune pe creșterea economică. Atunci din nou a venit de la guvern această plângere că cauza Băncii Naționale nu are creșterea economică. Era intrat. Da, mă, dar acum nu mai am. Considerat că acest efect de majorare pe cea de care va trece și atunci nu a majorat comunitarea în politică monetară, probabil nici nu va face. Infecția cu SARS-CoV-2 se vede în plămâni încă din primele zile de boală, spun medicii radiologi. Aceștia atrag atenția că plămânii persoanelor vaccinate sunt mai puțin afectați de COVID-19 decât ai celor nevaccinați. O persoană nevaccinată care se întâlnește cu un pacient bolnav cu tulpina Delta este de două ori mai expusă la infectare față de anul trecut, a explicat medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta din Capitală. Pentru o persoană vârstnică, riscul este chiar de 9 ori mai mare. Recuperarea se produce foarte lent, iar plămânul rămâne cu cicatrici, mai spune Mahler. Operarea pulmonară este atât de complexă, nu a mai întâlnit-o. Pe de o parte avem această tonă de citochine, acest plămân calci, care nu mai participă la procesul respirator, pentru că oxigenul pur și simplu nu mai ajunge la zonele să poată pătrunde în sânge. Ce vreți să facă, te-ai băgat și tu? Ăștia sunt în langare. Te-ai băgat prost.